Bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paizan, SDV-TV de aici, de pe stadionul Oțelul din Galați. În câteva clipe va începe partida din etapa a 7-a din seria a 2-a, Liga a 3-a, dintre Unirea Braniștea, în partea stângă acum a micului ecran, și CSM Foxia în 2007, în partea dreaptă, echipament galben cu negru. Vom juca astăzi, căptanul nostru Robert Bratu se află la tragere la sorți. Ricora, ultimul partener care a venit alături de SDV-TV și căruia îi mulțumim foarte mult, probabil cu care vom continua mult timp de acum încolo. Mulțumim de asemenea și celor doi parteneri, Umo Serv și Viorel Internațional. Viorel Internațional, un partener vechi al ziarului Sportul de Vrancea și nu numai, parteneriatul cu SDV-TV probabil va ține până la sfârșitul anului. Știți și dumneavoastră foarte bine de problema deosebită pe care o traversează societatea Viorel Internațional datorită faptului că autostrada A7 va trece exact peste ferma 1, una dintre cele mai importante și mai mari firme de producătoare de lapte din România va fi datorită autostrăzii demolată, mutată, o muncă de o viață, o muncă, o investiție a unei familii care, iată, se vede nevoită să facă o schimbare radicală și să o ia de la zero. Mulțumim Viorel Internațional, vom discuta mai mult și în ziarul Sportul de Vrancea, vom scrie un articol privitor la acest aspect vis-a-vis de a reuși să încercăm să realizăm importanța unei asemenea firme pentru economia României, dar păcate, factorii care răspund de acest lucru vor trebui să analizeze foarte bine și să vadă ce înseamnă o despăgubire corectă și de fair play pentru acest aspect. Umo Serv va rămâne alături de noi, alături de competițiile de judo și alte competiții, dar la fotbal, Ricora, alături de concursul Ricora SDV și cu transmisiile SDV-TV, rămâne în continuare în pole position. Mulțumim, Ricora! Rămâneți alături de noi câteva clipe, centralul partidei din Cazașul Brăila, Tudorel Pârlog, care fluieră la centru această partidă, va da drumul jocului. Vă invitam să vă așezați comod în fața televizoarelor smart, dați drumul pe canalul de YouTube SDV-TV, a început partida exact la orele 15. Echipa noastră, Focșianul în galben cu negru, atacă în prima repriză de la stânga la dreapta, acum un atac al echipei cază, Unirea Braniștea stopat de Robert Bratu, căptanul echipei noastre. Vreme frumoasă la Galați astăzi aici, pentru vrâncinii care au sosit la partidă, se pot bronza în tribunele stadionului Oțelul. Cei care încă nu au ajuns, îi așteptăm, poate în repriza a doua, dar până atunci țineți, vă conectați pe SDV-TV, pe YouTube și vă mulțumim frumos celor care v-ați abonat gratuit la canalul de YouTube SDV-TV și mulțumim anticipat celor care o vor face. Comunitatea SDV-TV, comunitatea Sportul de Vrancea a plecat de la o idee frumoasă, aceea că cu mulți ani în urmă urmăream știrile doar pe un singur ziar, Sportul, apărea la București, apoi urechile ne erau lipite de postul de radio național la emisiunea Fotbal Minut cu Minut, iar cine avea un televizor al negru era un fericit. Iată că astăzi reușim să transmitem cu tehnologii de ultimă oră, cu telefoane,
dar mai mult decât atât, probabil în viitor se va ajunge să transmite poate și cu ceasul, dar nu asta este important, este important că suntem, iată, alături de iubitorii fotbalului din Brancea și, bineînțeles, din Galați, din Branșa, venim spre Galați, am trecut prin comuna Branșa, o comună mică, frumoasă, cochetă, dar cu dragoste mare și inimă mare pentru fotbal. Cu această ocazie mulțumim și delegatului, director tehnic al clubului Unirea Branșa, domnul Valentin Brânceanu, acțiune periculoasă a Focșianului, nu este offside, Taciuc pleacă pe partea dreaptă, nu este offside, a plecat din spate, să vedem ce va obține Taciuc din această acțiune, din păcate Taciuc capă mici în afara terenului, 0-0 aici pe stadionul Oțelul, în întâlnirea dintre Unirea Branșa și CSM Focșan 2007, cum vă spuneam, fotbal minut cu minut aici la SDB TV. Am făcut eforturi de-a lungul timpului, atâta timp cât am servit postul de radio Uniplus, am servit postul de televiziune Atlas, dar am ajuns la concluzia că putem servi direct sportul și sportul de Brancea, înființat în 2007, este în slujba iubitorilor de sport din Brancea și nu numai, așa că rămâneți alături de noi să urmărim această partidă importantă pentru echipa noastră, pentru că ieri, într-o partidă avansă, etapa a șaptea la Râmnicu Sărat, CSM Râmnicu Sărat a reușit doar un rezultat de egalitate cu Aerostar Bacău și în aceste condiții avem poate șanse foarte mari în urma unui rezultat bun astăzi să urcăm în clasament. Doamne ajută, mingea la capitanul nostru Robert Bratu. O să vă spun imediat și componența echipei noastre. În poartă este Preda, jucător de câmp, Juncănaru, Panaite acum la minge, Bogdan Panaite, care trimite lui Juncănaru, Robert Bratu de asemenea în linia de fond, iar pe partea stângă Mihai Negoiță la mijloc. Jucăm cu Taciuc, Săpunaru, Băjenaru în față, Dragoș Oprea și cu Sergiu Arnăutu. Aceasta este componența echipei trimise în teren astăzi de antrenorul principal Marius Bratu. Trebuie să vă subliniez faptul și în ziarul Sportului de Franța a făcut acest lucru. Din nou, acțiunea funcționează pe partea dreaptă, Juncănaru urcă. Faptul că în urma partidei de la Aerostar, de acum două etape, când arbitrul din Botoșani, Andrei Baciu, ne-a dat numai puțin de 11 cartonașe, dintre care 3 roșii, suspendarea de două etape a lui Marius Bratu va expira astăzi, după această partidă. La următoarea partidă îl vom avea din nou pe Marius Bratu pe banca tehnică a echipei, el acum este în tribună, un fault la 25-28 de metri pe centru. Cel faultat cred că este Taciuc, imediat vă voi confirma acest lucru. O poziție bună pentru un șut bun de la aproape 30 de metri pe zonă centrală. Taciuc este cel care a fost accidentat. Lovitură liberă Focșani. 0-0, minutul 4 al primei reprize de aici, de la Galați. CDBT și Ricora vă invită să rămâneți în continuare alături de noi pentru a urmări această partidă. Lovitură liberă Focșani. Își potrivește mingea Băjenaru, dar acolo este și Arnăutu. În poarta echipei gălățene Unirea Branișa este Ursu Gabriel. Zid format de 4 jucători gălățeni. Băjenaru, direct la colțul din stânga nebare portarului Ursu, dar prinde în doi timp. O primă acțiune a Focșianului, mai periculoasă, minutul 5 de acum, lovitor liber Băjenaru pe poartă, dar portarul Ursu prinde de timp, se degajează acum cu piciorul lung pe partea dreaptă. Iată și echipa gălățeană în poartă, Ursu, jucător de când Mihai, Enache, Voico, Hilohi, Năpârlică, iertați, Manea, Țicămucă, Oniciu, Răducan și Dumitru. Capitanul echipei este Răducan Gabriel. Un șut puternic al lui Dumitru Eduard, prins de portarul Preda, acum ieșind din apărare prin Juncănaru pe partea dreaptă, pressing al gălățenilor, reușește să obțină balonul în urma acestui pressing, dar Juncănaru oprește acțiunea și trimite în afara terenului. Aici CDV TV, Sportul de Brancea TV, vă invită să rămâneți alături de noi. 0-0. Dacă nu ați făcut-o în pauză, meci a fost un pic de hands acolo, dar se dă avantaj, prinde portarul Preda. Sorin Preda cu balonul în mână, îl lasă jos acum.
Brigada de arbitri, cum vă spuneam, formată din centralul Tudorel Părloc din Cazasu, ajutat de asistenții Marian Carson din Constanța și Erchian Ionuș din Megidia. O degajare până jumătatea gălățeană. Negoiță respinge pe partea dreaptă la Taciuc. Minge la centru, stăpânarul rămâne la balon, dar este faultat. Nu se dă faul, se dă out. Extraordinar. Robert a trebuit zicerea fără terenului în ideea în care centralul partidului va da lovituri libere la faultul lui Săpun, la Săpunar. În sfârșit, observatorul de joc Manasă Constantin Costică din Bacău și delegat de joc Mircea Brândușă din Călăraș. Este out lateral de la un metru de steagul de la colțul terenului pe care îl va executa Juncănaru, lung de linie. Băjenaru, mingea la Gălățeni, combină bine la începutul acestei partide Gălățenii. O fentă a lui Voicu. Juncănaru, Panaite, reluăm construcția prin atac pozițional pe partea stângă, prin Robert Bratu. Minge la Panaite. Bogdan Panaite. Taciuc. Nu ajunge minge la Săpunaru. Recuperează gazdele. Gazdele Unirea Branișa, care joacă cu Chirii aici, pe stadionul Oțel. Iată un atac a gălățenilor, stopat acolo de Panaite. A fost la minge Năpârlică. Năpârlică acum la balon. O pasă în interiorul careului, încearcă 1-2, dar respinge prin negoiță foarte bine direct la 8. Este Oprea Dragoș, faultat la jumătatea terenului. Cartonaș galben, primul cartonaș galben al meciului. Imediat vă confirm, cred că este Voicu. Dar oprit foarte bine Dragoș la jumătatea terenului, pentru că altfel Dragoș și Oprea ar fi plecat singur spre poarta lui Ursu. N-a avut încotro Voicu. Confirm imediat, nu-i văd numărul de pe tricou deocamdată. Primul cartonaș galben la acestei partide luat de gazde. Da. Imediat o să îl urmăresc. Minge la jucătorii noștri pe fundașul central gălățean, care a luat galben. Da, el este Voicu Dragoș. Deci primul galben luat de Voicu Dragoș, minutul 9. Al primei reprize, atacă Focșeanul pe partea stângă, acum aruncând la margine. Vă spuneam, vreme frumoasă aici, câțiva spectatori, probabil majoritatea din Braniștea, comuna de lângă Galați. Cam aceasta este prezența, cel puțin acum, la tribuna întâi, aici, la umbră. Panaite, o minge lungă pe partea stângă. Zaharia pierde balonul și faultează și ia și cartonaș galben, da? Cartonaș galben Zaharia, minutul 10, pentru un fault inutil acolo, a făcut o preluare lungă, a pierdut mingea și a stopat contraatacul gazilor și a luat un galben pentru treaba asta. Lovitorul liberă Unirea Braniștea, scorul 0-0. Avem videospectatori care ne urmăresc atât din județul Vrancea, cât și din județul Galați. Popescu Savina încurajează echipa noastră la Focșani. Mulțumim domnișoara doamna Popescu Savina. Iată Galațiul blocat de Săpunaru. Braniștea a fost blocat acolo, Răducan, căptanul echipei din Braniștea. O acțiune pe partea stângă a gazdelor, dar Panaite trimite mingea în afara terenului. Țicămucă Robert a încercat o trecere a balonului pe lângă Panaite, dar Bogdan cu capul a trimis în afara terenului. Aruncă de la margine Hilohi. Cât este scorul, ne întreabă Andoni Cristi. 0-0 și un șut blocat de fundașii noștri. Un șut al lui Năpârlică. Atacăm prin Zaharia pe partea stângă. O pasă lung de linie pentru Oprea. Nu reușește să păstreze balonul și mingea la portarul Urțu, care continuă acțiunea.
pe partea stângă. Ciprian Voicu, videospectatorul SDV TV, e optimist, vom câștiga, așa și trebuie. Ciprian, rămâi alături de noi. Zero la zero pe stadionul Oțelul, minutul 13 al primei reprize, degajează portarul Ursu. Pe partea dreaptă, acolo se află fotașul stâng al nostru Negoiță, care respinge până la Taciuc. Se joacă și faultează Taciuc. Arbitrul Pârlog Tudorel din Cazasu. În tribună se află și antrenorul echipei noastre, jos aici pe centru, Marius Bratu, îl vedeți în prim plan la SDV TV. Să urmărim această lovitură liberă executată de Gălățenie prin năpârlică pe jos la Răducan. Nu este Răducan, este bala. Răducan alunecă și scapă balonul în afara terenului. Răducan Gabriel. Aruncare lungă a lui Juncănaru, foarte bună până la Băjenaru, dar luat în primire de doi Gălățeni, nu reușește să controleze balonul și balonul ajunge la portarul Ursu, Gabi Ursu. Hilohi, o minge lungă, Bogdan Panaite până la Băjenaru, Săpunaru, Arnăutu, Juncănaru. Antrenorul echipei gazdă este profesorul Ionuț Niculcea, pe care l-am întâlnit aici la susținerea la stadionul Oțelul. L-am salutat, ne cunoaștem de mult timp, un antrenor cu rezultate frumoase, pe care îl știm de foarte mult timp, atât la copii juniori, dar și în formarea echipei Sporting Liești. Este autorul formării acestei echipe. Băjenaru reușește să se transmită lui Juncănaru. Claudiu mai departe pentru Bogdan Panaite și mingea ajunge la portarul Preda. SDV TV și Ricora vă invită să rămâneți alături de noi, împreună cu partenerii UMOSER și Virul Internațional, în continuare alături de noi, și le mulțumim. Arnăutu, faultat, lovitură liberă Focșeni, pe care o va executa Săpunaru. 0 la 0, minutul 15 am bifat, iată și primul sfert al acestei partide. Urmărește o minge Zaharia și este au de poartă. Au de poartă stabilește asistentul Marian Carson din Constanța. Reluarea jocului se va face din colo, din marginea cărui 6 metri. Portarul Ursu va degaja. E rău fără Manu, ne zice Oana Ioniță. Îi dorim multă sănătate. Ionuț, sigur, ne urmărește acum. Ionuț, te-ai abonat pe YouTube la SDV TV? Dacă ai făcut-o, îți mulțumim frumos, dar dacă nu, te invităm să o faci de urgență, domn profesor. Aud Focșean de pe partea stângă, atacăm pe partea stângă. Ciprian Voicu spune că trebuie să urcăm cu toate liniile în atac. Ați comis Oțelul, suntem foarte supărați. Puteam să ne desprindem la 4 puncte de locul 2, foarte slab am jucat azi la Dej, spune Petavius. Mulțumim, Petavius, că ne urmărești. Da? Și nouă ne pare rău, pentru că este o echipă care a promovat din seria noastră și ne mândrim cu acest lucru. Întotdeauna am spus, și mai ales colegilor de presă din nordul Moldovei, din seria 1, că seria 2, cel puțin în ultimii 5-6 ani, a fost mult peste seria 1. Acum avem și un derby la Piatra Neamț, în acest moment se joacă Ceahlul cu Foresta. Vom reveni, corner Focșeni, Zaharia, pe 6 metri, respinge Braniștea, Taciuc. O să vă țin la curent și cu rezultatul de la Piatra Neamț, în timp util, datorită colegilor din media din nordul Moldovei, cu care colaborăm și le mulțumim pentru asta, în special la Piatra Neamț cu Daniel Șanu și Gelu Crăcană. Central Zaharia, careul gazdelor, resping din nou fundașii central Gălățeni, Taciuc
și trimit în afara terenului jucătorii din Brăneștea, ambițioși jucătorii din Brăneștea. Dacă vă aduceți aminte, a apărut și în presa centrală în campionatul trecut, când erau încă în Liga a 4-a, Unirea Brăneștea a efectuat un cantonament în Spania. Da? Deci o echipă cu posibilități și cu intenții frumoase, trebuie apreciat acest lucru. Dar a început să bată puțin până nu am avut vânt, dar ne încearcă vântul aici la tribuna oficială a stadionului Oțel. Aruncă de la margine Juncănaru, lungă în careu, deviere a lui Arnăutu. Mingea la gazde care degajează până aproape de centrul terenului. O minge pentru Țică Mucă, dar Claudiu Juncănaru trimite în afara terenului. Out pentru Unirea Brăneștea, 0-0, minutul 18 al primei reprize. Ciprian Voicu, momentan suntem timizi, da, o partidă interesantă, locul 1 cu locul 2 din seria 3, Ciaclău, Piatra Neamț pe locul 2, Forța Seaba locul 1. Voi reveni imediat cu amănuntul de la această partidă. Acțiunea Brăneștei pe partea dreaptă, reușim să degajăm în afara terenului. Meciul de la Piatra Neamț nu poate fi urmărit live. Cei de acolo au interzis celor de la Suceava să transmită pe YouTube. Da, noi avem o relație bună, Petabius, cu Ciaclăul. Cel puțin și la Piatra Neamț, când am jucat și la Focșani, am transmis cu un comentariu în același timp al ziarului Sportul de Franța și al Sportului Nemțean de Performanță prin colegul Dan Eșanu. Nu am avut înțelegere la conducerea clubului Ciaclăul și la meciul amical care l-am avut acum înainte de începerea acestui campionat la Piatra Neamț, dar și la partidele oficiale. Da, acum ne rezervăm să avem o opinie personală și nu vrem să intrăm în asemenea discuții, dar odată cu lansarea platformei FRF TV, acest lucru a creat multe discuții. În mod sigur, cu cât mai multe transmisii, cu atât mai bine pentru iubitorii sportului și fotbalului în special, de care vorbim acum. Există posibilități în acest moment pentru a rezolva aceste probleme, sigur, cu acreditare, cu aprobarea echipei gazdă, dar poate sunt videospectatori care vor să urmărească un anumit canal. În cazul nostru, mulțumim frumos celor care ne-au apreciat, este Hens, acolo se lasă avantaj, Focșaniu la minge, în echipament galben, acum ieșim cu o minge lungă până la Oprea, o deviere până la Arnăutu, nu ajunge mingea, a trimit gazele în afara terenului. Unii videospectatori ne-au felicitat, ne-au încurajat, chiar mulți gălățieni aici la transmisiile pe care le-am avut în partea cu Oțelul ne-au flatat un pic prin declarații câțiva suporteri gălățieni care după partida, ultima partidă de jucată la Galați, pe care am transmis-o și noi când Oțelul era anul trecut în seria a doua, Liga a treia, au venit după mine și ne-au spus că din punct de vedere al comentariului TV, al transmisiei SDB TV, noi suntem deja promovați, chiar dacă Oțelul a jucat mai bine și a câștigat pe teren. Le-am mulțumit frumos suporterilor, sigur, cuvinte care ne bucură și este o mulțumire, pentru că din punct de vedere profesional înseamnă că ne facem treaba. Lovitură liberă Unirea Brăneștea de la 20 de metri de pe partea dreapă pe direcția de atac. Aproape tot lotul gălățean în careul echipei noastre, de pe 6 metri, minge grea acolo, Sorin Preda o prinde la nivelul gazonului, 0-0, minutul 21, aruncare lungă până la Juncănaru, care iese cu minge la picior pe partea dreaptă, ajutat de Taciuc, luată în brațe, efectiv, luată în brațe de Manea Marius, care vede cartonașul galben, minutul 22, cartonaș galben, Manea Marius de la gazde, care l-a îmbrățișat la un tango din alergare pe Juncănaru. Și este lovitură liberă pentru Focșani de la 35 de metri de pe partea dreaptă pe care o va executa Băjenaru. Suntem timizi ca joc, spune Ciprian Voicu. Ciprian, suntem în atac deocamdată, a fost fertul de tatonare, să sperăm că de acum o să apară și fazele de poartă. Băjenaru
pe scurt, minge ușoară de respins pentru gazde. Două cartonașe galbene pentru și un cartonaș galben pentru Focșen, două pentru Unirea Branișa. Acesta este antrenorul echipei Unirea Branișa de care vă spuneam, profesorul Ionuț Niculcea, fostul antrenorul echipei Sporting Liești, actualmente la Unirea Branișa, cu obiective frumoase. Săpunaru schimbă jocul pe partea stângă până la Negoiță. La ediția 6 a concursului Ricora SDV pentru mingile de fotbal Adidas avem finală. Astăzi reprezentanții firmei Ricora vor efectua tragerea la sorți electronică între Vali Mihai Savin și George Bogzeanu, doi iubitori ai fotbalului și suporteri echipei CSM Focșani. Vom vedea cine a câștigat mingea de fotbal Adidas. Urmăriți pe ziarul Sportul de Vrancea. Fault acum, l-a faultat același Manea Marius pe Jun Cănaru și lovitul liberă Focșani 0-0. Minutul 23 al primei reprize. Focșani un galben, executăm prin Băgenaru pe jos. Arbitrul de centru întoarce faza că nu a fost minge la locul care trebuia. Da. Of, Doamne. Minge la portarul Sorin Preda, în careul echipei noastre, 0-0 pe stadionul Oțelul, un stadion încărcat de istorie pentru fotbalul gălățean și fotbalul românesc. O echipă cu un palmares frumos, Oțelul Galați, care acum iată face cinste și seria a doua din Liga 3-a, serie din care a promovat. De urmărit interesantul, de o centrare care aduce 6 metri peste jucătorul Țicămucă. Interesantă centrarea, dar o fază care nu a fost periculoasă pentru poarta echipei lui Sorin Preda. Vă spuneam, trebuie urmărit duelul de la distanță între Oțelul Galați și Gloria Buzău, o altă echipă care a promovat din seria a doua din Liga 3, puțin înaintea echipei Oțelul Galați. Ambițiile sunt foarte mari și la Buzău s-a schimbat Cristi Puștea, antrenorul principal a fost demis, înlocuit cu Adrian Mihalcea. S-a vehiculat chiar antrenorul secund să vină Valentin Stan de la Metalul Buzău, deocamdată nu s-a concretizat acest lucru. Adi Mihalcea și-a ales deja secundul, nu este Valentin Stan de la Metalul Buzău. Atacă Focșianul pe stânga, Zaharia faultat, lovitor liberă Focșian de la 40 de metri de pe partea stângă, pe direcția de atac a Focșianului. 0-0, minutul 25, Unirea Branișteni, CSM Focșian 2007, SDB TV, aici pe stadionul Oțelul. Boboc joacă, ne întreabă Vlad Marian. Boboc nu joacă și nu este nici rezervă la gazde, dacă e vorba de Unirea Branișteni. Deci Vlad Marian nu joacă Boboc și nici rezervă nu este la Unirea Branișteni. Mulțumim că ne urmărești. Te invităm și pe tine să te abonezi la SDV TV. E gratuit și nu implică nicio obligație decât aceea de a fi prieten împreună cu fotbalul. Zaharia atacă Focșanul pe partea stângă. Negoiță, centrare blocată. Ne-am apropiat de poarta lui Ursu mai mult de data asta. Un contraatac al gazdelor pe partea dreaptă, oprit de Săpunaru. Și acum Arnăutu, ce mult a coborât Arnăutu. Juncănaru, vârful de atac, Sergio Arnăutu a coborât până pe linia de fund să ajute echipa. De apreciat. Zaharia, Bratu, care va fi echipa care va promova anul acesta din seria a doua, o pasă superbă, dar nu a ajuns la Dragoș Oprea. Băgenaru, Arnăutu, o pasă bună pentru Juncănaru. Juncănaru pe partea dreaptă, Juncănaru, o centrare pe jos, ce scoate portarul Ursu, șutul lui Băgenaru. Fault în atac, dictează acolo la Zaharia, face fault în atac din 7-8 metri. Băgenaru cu latul trimite ușor pe centru,
misiune ușoară pentru ursul să respingă această minge. Dacă trimitea colțul lung pe jos, ursul nu mai avea nicio șansă. Ocazie mare pentru Focșani, minutul 27 la centrala lui Juncănaru. Băjenaru nu reușește să înscrie. 0-0 aici pe oțelul. Și a fost cea mai periculoasă acțiune a Focșanului din această primă repriză. Petavius, vă felicit și eu pentru că ați fost foarte obiectiv când a jucat Focșanul la Galați. Oțelul nu a mai fost învins până azi, doar de când a jucat la Focșani. Mulțumesc frumos, Petavius. Atacă Focșanul pe partea stângă, centrare. Milo Careaule, este golul 1-0, Dragoș Oprea. Înscrie pentru Focșani, extraordinară centrarea. Cred că Băjenaru, Dragoș Oprea, 1-0 pentru Focșani. Bucurie în tribune, antrenorul Marius Bratu în picioare. Frumoasă acțiunea, cred că a centrat Băjenaru, dacă nu greșesc, și de pe centru, similară fază a avut mai devreme și Băjenaru, care nu a reușit să scrie. De data asta Dragoș Oprea a găsit breșa în poarta lui Ursu și iată primul gol al lui Dragoș Oprea pentru CSM Focșani 2007 în această ediție de campionat și, dacă nu greșesc, oficial în Liga a 3-a. Voi verifica și voi confirma acest lucru. Felicitări, Dragoș, pentru golul tău, dacă este de debut, de a-i spar gheața în Liga a 3-a, să fie cu noroc și să mai dai multe goluri pentru Focșani și pentru echipa noastră. Spuneam, care este părerea dumneavoastră atât pentru suporterii din județul Galați, cât și pentru suporterii din județul Vrancea, care va fi echipa care va promova din seria a doua anul acesta în Liga a doua? Da, e clar, situația în seria 1 se va da o luptă puternică între Foresta și Ceahlăul, dar vor fi imediat în preajma lor Știința Miroslava, Bucovina Rădăuți și Jomus Fălticeni, iar în seria a doua aici CSM Râmnicu Sărat, iată un lider surpriză, Metalul Buzău și CSM Focșani 2007 se luptă. Chiar și Aerostar parcă s-a răzgândit. Declarațiile managerului Damaschin spuneau că nu are intenție să promoveze în Liga a doua, dar din informațiile pe care le avem și pe surse, se pare că la Aerostaro s-a răzgândit între timp, odată cu trecerea etapelor, și că ar avea ceva intenții. Acum nu știm dacă aceste intenții se vor realiza. Este un hands, nu se fluieră, dar jucătorul gălățean iese cu mingea în afara terenului și avem aruncare de la margine. Este vorba de jucătorul Hilohi, a făcut hands acolo. Îl vrem pe Filip Dima pe teren, un suporter gălățean. Da, Filip Dima este rezervă, așa este. Oana Ioniță, bravo, Alex Ion, îl vrem pe Filip pe teren, am zis. Hai băieții că se poate, Viorela Apenciucesei este alături de noi. Aruncă Juncănaru, 1-0 Focșani din minutul, am zis, 25 parcă. Da, nu mai contează bucuria golului, oricum există pe filmare, vom ști exact și minutul, dar e bine că e 1-0 pentru Focșani și cei care ne urmăresc, ca întotdeauna, în special colegii din media de la Focșani, din studio, le mulțumim că sunt alături de noi. N-ar fi rău câteodată să mai menționeze și sursa de unde și-au informațiile, că așa e frumos, așa e fair play în sport. Dacă tot suntem colegi de presă, puteți să strecurați acolo printre rânduri și faptul că ați urmărit partida live pe SDB TV. Nu se consumă pixul prea mult dacă scrieți treburile astea. Să revenim aici, minge la Gălățeni. Voicu, care are deja un cartonaș galben, trimite colegului din apărare Enache o minge lungă. Echipa din Brani s-a condus, l-a făcut pe antrenorul Ionuț Niculcea să iasă de pe banca tehnică. Și o minge în afara terenului trimisă de fundașul dreapta Mihai Andrei al gazdelor. 1-0 Focșani, minutul 25, conducem pe stadionul Oțelul prin golul lui Dragoș Oprea. Under, junior under în echipa noastră, Dragoș Oprea, și iată titularizat de Marius Bratu în această partidă. Spuneam la începutul campionatului aici la microfonul CDV TV că soluțiile pe care le are, aceea cu portarul Sorin Preda, care este născut 2004, și Dragoș Oprea, un junior 2003, care
iată, a confirmat spusele sportului de Francia, reușește să înscrie și în această partidă. Iată-l aici, a făcut pressing. Minge lungă a gălățenilor pe centru. Iese Sorin Preda din fața lui Răducan și degajează foarte bine. Altfel, Răducan avea prin planul, dacă făcea preluare, era destul de periculos. Aruncă Hilohi de la margine, de pe partea stângă, pentru Braniște. Noi am vrea ca Focșanul să promoveze, dar Forestea va fi o nucă tare, spune Petavio, suporter gălățean care ne urmărește, videospectatorul nostru, mulțumim frumos. Da, bine, e o adevăr ceea ce spui, Petavio, pentru că Forestea, într-adevăr, este o nucă tare, dar nu poți să te gândești la Liga a doua dacă nu poți să spargi nuci de genul ăsta. Iată și o încurajare a lui Florin Budescu. Hai, Focșani! Mulțumim, Florin, că ne urmărești. Aruncare de la margine, Braniștea. Da, ar cam fi rândul Focșanului. Așa este. Vom vedea și în pauza de iarnă ce se va mai întâmpla. Lupte grele la jumătatea terenului. Reușim să recuperăm prin Băjenaru, care trimite mingea lui Negoiță și acesta trimite pe partea dreaptă lui Taciuc. Arnautu. Mingea iese din jucătorii gălățeni și se dă aut pentru gălățeni. Arbitrii asistenți sunt Marian Carson din Galați și Erchian Ionuș din Megidia. Deci clară, fază clară, la un metru de fază, mingea iese din jucătorii gălățeni și dă aut pentru Braniște. E greu și fotbalul, dacă nu l-ai jucat și nu-l simți, e greu să-l înțelegi chiar și de la un metru. Robert Bratu trimite mai departe pentru Bogdan Panaite. 1-0 Focșani din minutul 25. Focșani un galben, atacăm de la stânga la dreapta. Aici se de VTV. Transmisie oferită de Ricora, Umo Serv și Viorele Internațional. O pasă a lui Taciuc pentru Arnautu. Protejează Arnautu până pierde mingea. Trebuia să paseze lui Taciuc. Hands. Și trimite în afara terenului prin Juncănaru. Arbitrează și spectatorii din tribură au văzut Hands. Dar numai cine trebuie nu a văzut. Da, Marian Voicu, care are un galben. Out, Focșani. În sfârșit. E soarele în spate și se vede mai bine în partea stângă decât contra soarelui. Aruncă Juncănaru. Arnautu. Juncănaru. Schimbă jocul. La centru Robert Bratu. Negoiță. Posesie focșeneană. Acum o pasă pentru Zaharia, dar în ultimul moment Andrei Mihai, fundașul dreapta, respinge și avem aruncare de la margine de la 16 metri de pe partea stângă pe direcția de atac. Sănătate lui Ionuț Manu, primim mesaje de la pe chat, chatul transmisii. Ionuț a operat de curând la București, la genunchi, și urăm recuperare rapidă și ușoară, să revină în echipă cât mai repede, dar credem că probabil în retur se va întâmpla acest lucru. Parcă auzim ecourile melodiilor, melodiei lui Delia, Oțelul Galați, aici pe stadionul Oțelul. Atacă Braniștea acum cu fundașii centrali la jumătatea terenului. Hilohi blocat de Taciuc. 1-0 Focșani, minutul 45. Ne apropiem de finalul primei reprize. Arbitrul de centru din Cazașu, Tudorel Pârlog, s-a uitat la ceas. Marian Voicu o pasă pe partea stângă pentru Hilohi. Preluare lungă a lui Hilohi, respinge Robert Bratu în afara terenului. Centralul verifică ceasul. Suntem în minutul
Ba nu, mă iertați, îmi cer scuze, minutul 37 al celui de-a doua a primei reprize respinge Panaite, este minutul 37, da. Minutul 37 și mingea la jucătorii gălățeni. Iată o diagonală pe partea dreaptă. Negoiți să trimite în afara terenului. George Dumitru, fostul nostru coleg din media de la monitorul de Vrancea, ne urmărește. George, te-ai abonat la SDV TV. O minge cu boltă, colțul lung pentru poarta lui Preda, dar este peste poartă. George, te credem pe cuvânt că te-ai abonat la SDV TV pe YouTube. Nici n-ai cum altfel. Mesajul lui George este: hai băieți, îi voi aștepta pe băieți la stadion, hai Focșeni, bravo. George, să deschizi poarta dacă vin băieții, să nu rămână pe afară. Petavius, la Braniște se va construi aeroportul internațional al Dunării de Jos, la 20 de km de grație. E în stadiu de avizare a proiectului. Da, frumos, Petavius, că va fi aeroport la Braniște. Probabil că atunci lucrurile vor sta și mai bine, iar dacă vor mai pleca în Spania, probabil că vor decola chiar de la Braniștea, din comuna lor. Ce frumos să ieși din casă, să te duci la aeroport și să decolezi din comuna ta. Ar fi fain. Fain și pentru Focșeni, la doar 100 de kilometri, să venim să luăm avionul de la Braniștea. Atacă Focșeanul, acum în careu, Taciuc, centrare, nu șut. Acolo s-o scurt, mingea trimisă de Băjenarul pentru Taciuc și acesta șut din întoarcere, dar ușor, trimis mingea și portarul Ursu prinde balonul și se pregătește să degajeze. 1-0 pentru CSM Focșeni 2007, din minutul 25, respinge Bratu, recuperează gălățenii pe partea dreaptă. Pentru o echipă nou promovată, Braniște se mișcă foarte bine, o acțiune periculoasă pe partea dreaptă, care greu de 6 metri, este 11 metri. 11 metri făcut de Bratu. Ce greșeală face acolo Bratu. Ce vă spuneam mai devreme, doar ce apucam să spun, și cartonaș galben pentru Robert Bratu, doar ce apucam să spun că Braniștea se mișcă foarte bine cu o echipă nou promovată și obțină lovitură de la 11 metri. Minutul 39. Se va executa probabil în minutul 40. Preda față în față cu imediat încerc să identific jucătorul care va executa. 11 metri pentru Braniștea. Vorbeam de aeroport și iată că au deja o Dumitru Eduard. Nu? Parcă în poartă Sorin Preda. Și gol Braniștea. 1-1. 1-1 din minutul 40. Înscrie. Da, el este. E Dumitru Eduard. Pentru Focșeni a scris Dragoș Oprea, pentru Gălățeni înscrie Dumitru Eduard în minutul 40 la un foul în care o delegatul, directorul tehnic Vali Vrânceanu, cred că l-a felicitat pe Vasile Vrânceanu. Da, el este Dumitru Eduard, am scris aici magia terenului la o gură de apă. 1-1 din minutul 40. Focșeanu egalat pe final de primă repriză într-o greșeală pe care capitanul echipei noastre Robert Bratu face fault în careu, la alunecare acolo nu trebuia făcut acest lucru. În sfârșit, arbitrul Părloc din Cazasul Brăila atacă Focșeanu, centrare pe lung. Mingea la Focșeanu, e un șut puternic pe Genaro, peste poarta lui Ursu. Revenim puternic după golul primit prin Băgenaru, un șut puternic de la 25 de metri, puțin peste poarta lui Ursu, 1-1 aici pe stadionul Oțel. După ce noi am deschis scorul în minutul 25 pe Dragoș Oprea, egalează gălățenii în minutul 40, Unirea Braniștea, CSM Focșeni 2007, 1-1. Vali Croitoru, ofițerul de presă al clubului CSM Focșeni 2007, probabil că a pus linkul pe pagina oficială
a clubului CSM Făcția 2007 și ne urmăresc mai mulți suporteri. La ore 17 avem și basket la Focșani, în Catedrala Sportului Vrâncean. Echipa de basket se dă fault în atac. Echipa de basket CSM Făcșean 2007 primește vizita echipei CS Dinamo București. Echipă care are ca obiectiv anul acesta câștigarea Ligii Naționale de Basket. Un meci foarte greu pentru stăpânii inelilor din Francia. Ne întreabă Bobei că Eduard Gabriel cât este scorul. 1-1, 1 Edi Gabriel. Din minutul 40, Andreea pentru CSE ne ajută pe chat și pune scorul. Mulțumim, Andrei. Hai, Focșani, se rea jocul. O minge lungă a lui Voicu Marian, dar la nimeni. Mingea iese în afara terenului. Au de poartă pentru Focșani. Va degaja Sorin Preda. Ba nu, cere Robert Brato pe partea stângă. O minge lungă. Vlădoți! 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 O discuție între suporterii echipei noastre și un suporter gălățean atrage atenția. Vlăduț, îl strigă cineva. Vlăduț îl cheamă pe suporterul gălățean care caută ceartă. Domnul Vlăduț, Gigi Căldare, încearcă să-l liniștească pe Vlăduț. Să revenim la joc și să lăsăm pe Vlăduț. Atacă Branisea pe partea dreaptă și Brato trimite în... Nu? Mingea nu părăsește terenul. Taciuc a trecut stânga și Zaharia dreapta. Acțiunea Focșanului nu este offside. Dragoș Oprea vrea să-i trimită lui Taciuc, dar acolo intervine fundașul dreapta Mihai Andrei. Rămânem în atac. Negoiță. Juncănaru. Săpunaru. Din prima Zaharia pe un Săpunaru. Și avem aruncare de la margine de pe partea dreaptă. Acțiune pe partea stângă, Negoiță. Taciuc. Negoiță. Nu se dă fault la acțiunea lui Negoiță. Pârloc, arbitru Pârloc din Caza Subrăila. A contratat periculos al gazdelor pe centru. Iată pe partea dreaptă. O minge prea tare trimisă de Răducanu. Și avem noroc, se arată 2 minute de prelungire la prima repriză. Vă salut din Anglia, hai ce zime, victorie, Nicitoia Constantin, 1-1, domnul Constantin. Vă mulțumim pentru fidelitatea dumneavoastră de a fi mereu alături de SDB TV și echipa de fotbal ce zime, Focșani 2007. 1-1, jucător gărățean la pământ, în apropierea care de 16 metri propriu. Ungureanu Dragoș întreabă cum ne-au dat ăștia gol. Din 11 metri, Dragoș, fault în care au făcut de Robert Brato și din 11 metri a egalat Braniștea prin Dumitru Eduard. Unde joacă Dante Botoșan, ne întreabă Marian Friedel. Nu știm, cel puțin în campionatul trecut jucau undeva pe la Drohoi și pe la Bucecea. O echipă fără teren, fără... Dar... Fără, anul trecut au jucat finala barajului de promovare. Bine, bine, Gabi, bravo, bravo, Gabi! Dante Botoșani, o echipă de apreciat până la urmă. Un investitor privat care, iată, reușește să obțină și performanțe. Noi la îndemâna oricui să ajungă într-o finală de baraj. Atacă Branișa pe partea stângă. Încearcă să obțină un corner acolo, dar
Este fluier final al arbitrului Pordoc de prima repriză. Se încheie cu 1-1 între Unirea Braniștea și CSM Focșani Dobișapte Nicolae Galben. Asta a fost prima repriză de zi pe stadionul Oțelul Domnilor Dumnezeu și Domnilor. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare. Aveți aproape 15 minute de pauză și timp suficient pentru a vă abona gratuit pe canalul de YouTube SDB TV. E simplu, intrați pe YouTube, pe canalul SDB TV și aveți în dreapta sus o rubrică Abonează-te, dai click, te-ai abonat și ești fericit. Mulțumim frumos! Aici este 1-1 la stadionul Oțelul și parcă aș asculta melodia lui Delia Oțelu. Încerc să aflu rezultatul de la Piatra Neamț. Imediat voi reveni cu acest lucru. SDV TV și Ricora împreună cu Umoser și Viola Internațional vă invită să rămâneți alături de noi aici pe stadionul Oțel și în pauza acestei partide. Piatra Neamț conduce Foresta cu 1-0. A înscris Marius Filip în minutul 40. Deci 1-0 pentru Foresta cu Ceahlăul la pauză. A înscris pentru Suceava Marius Filip. CSM Bacău, Bucovina Rădăuți 1-1. A condus CSM Bacău cu 1-0. Braniștea Focșani 1-1, cum vă spuneam aici la Galați. Șomuzu conduce cu 1-0 pe Rapid Brodoc. Din minutul 23, Robert Ciobanu a scris. 1-1 la Fălticeni, la pauză. Da, interesant. Deci, cum vă spuneam, echipa de pe primul loc din seria 1, Foresta Suceava, conduce cu 1-0 la pauză pe Ceahlăul Piatra Neamț. Echipa lui Florentin Petre, antrenorul al echipei Ceahlăului, va trebui să schimbe ceva la pauză pentru a putea egala. Și Ceahlăul își dorește foarte mult promovare în Liga a doua, dar parcă și Foresta își dorește mai mult decât Ceahlăul. Da, bună întrebare, unde joacă Dante, dacă Braniștea joacă pe stadionul Oțelul și Dante de ce n-ar juca pe stadionul echipei FC Botoșani de Liga 1. Pauză la Fălticeni 1-1, Bacău Rădăuți 2-1 la pauză. Da, pentru Dragoș Oprea este al patrulea gol în Liga a treia, 2 cu Brăila și 1 cu Dinamo Bacău. Aceasta este statistica corectă pentru Dragoș Oprea, deci al patrulea gol în Liga a treia înscris astăzi de Dragoș Oprea. Sperăm să fie pentru victoria de astăzi de aici de pe stadionul Oțelul. O discuție pe teren dacă între preparatorul fizic al echipei noastre Cristian Naciu și un reprezentant al clubului din Braniștea, dar s-au despărțit, a venit Gabi Lazar acolo și el suspendat la Aerostar de arbitrul Andrei Baciu. Acum a expirat suspendarea. Liviu Macovei iarăși tratează, nu știu ce problemă este acolo, încă din prima repriză un Vlăduț, reprezentantul gazdelor, a avut o discuție cu suporterii din Franța. Deci în continuare se discută acolo, nu știu despre ce este vorba. O să cer să aflu de la Gigi Căldare, delegatul echipei noastre, care și el era la un moment dat acolo. Dar unul la pauză și așteptăm împreună repriza a doua.
Da, Foresta conduce cu 1-0 la Piatra Neamț. Gol dat în minutul 40. Aici la Galație am scris Dragoș Oprea în minutul 25 și au egalat jucătorii din branșa din 11 metri în minutul 40 prin Dumitru Eduard. Ne reauzim în aproximativ 10 minute. Pauză de o cafea sau o gură de apă.
Doamnelor, domnișilor, domnilor, revenim în direct de aici, de pe stadionul Oțelul. Ora 16, fix, începe repriza a doua, 1-1 la pauză. Cezmen Focșenic, pe oameni galben cu negru, atacă în a doua repriză de la dreapta spre stânga și Unirea Braniștea. Am deschis scorul minutul 25 prin Dragoș Oprea, într-un gol frumos pe centrul porții din centrarea lui Băjenaru, și am fost egalați în minutul 40 din 11 metri, am scris Dumitru, la faultul în care au făcut de capitanul echipei noastre Robert Bratu. S-a luat jocul, portarul Ursu, o degajare lungă care ajunge până la portarul echipei noastre Sorin Preda. Încerc să observ dacă avem modificări făcute la pauză de antrenorul Marius Bratu și preparatorul fizic Cristian Naciu. Nu apare Bogdan Burlacu, secundul echipei noastre, nu l-am observat nici la ultimile antrenamente din această săptămână la stadionul Milcovul, nici astăzi nu este la meci, nu știu amănunte, vom încerca să aflăm, vom reveni, dar deocamdată rămâne concentrați pe această partidă. Da, nu știam de unde vine miros de floricele și acum observ suporteri venind cu pungi de floricele, superb. Credea că doar am impresia, dar nu, e adevărat. Da, nu vreau să vă fac poftă, dar sunt niște floricele foarte bune. Așa văd de la distanță. Da, lovitură liberă pentru Braniștea de la 45 de metri pe partea stângă de poarta, față de poarta lui Sorin Preda, un jucător grățean a căzut la pământ. Ce se întâmplă? Și faul la portarul Preda, dar un jucător grățean a căzut singur. Nu s-a întâmplat nimic acolo și deodată a căzut la pământ. Plus alți doi jucători în careul echipei noastre. Începe repriza a doua cu surprize, surprize. Bine, neplăcute. Da, un jucător care efectiv deodată a căzut la pământ. Și în careul nostru, la acțiunea de mai devreme, portarul Sorin Preda a fost faultat, s-a dat fault în atac, dar Sorin în picioare și sunt doi jucători la pământ, un Gălățean și un Focșenean. Aceasta este punga de floricele care vă spuneam. Mănâncă cu poftă, deci sunt bune. Floricele de Galați. Luați cu încredere floricele de la Oțelul. Jucătorul nostru este Robert Bratu, se ridică, cel care a fost la pământ, și schimbare la Braniștea, dublă schimbare. Este jucătorul care a căzut din picioare și jucătorul care a fost mai devreme faultat în careul echipei noastre. Imediat încerc să identificăm. Da? A ieșit Enache și Țică Mucă și intră 4 și 3. Intră Gâță și Cireș. Cireș Marc și Câță Daniel la Unirea Braniștea, lovitură liberă din careul echipei noastre pe care o va executa Sorin Preda. 1-1 aici pe stadionul Oțelul, între Unirea Braniștea și de Focșeni 2007 în etapa 7. Taciuc, dar mingea este în afara terenului. Florin Budescu, deci mă faceți că în loc să mănânc, să-mi fac floricele. Da, Florin, fă și pentru părții. Da, glumim, ce să facem, dar sperăm să ne bucurăm la final de floricelele victoriei. Juncănaru pe partea dreaptă, urcă cu mingea la picior, foarte frumos. Da, este Rogoveanu. Rogoveanu a intrat la pauză, în locul lui Zaharia. Da, asta este schimbarea pe care am observat-o acum, făcută la echipa noastră. A intrat Daniel Rogoveanu în locul lui Zaharia. Iată o pasă în adâncime. Iese Sorin Preda și prime această minge. 1-1
Unirea Braniște, acest meci Focșani 2007, Focșani echipament galben, atacă în această a doua repriză de la dreapta spre stânga, aici pe stadionul Oțelul, Panaite. Rogoveanu nu reușește să oprească această minge, presii făcut de Dragoș Oprea la portarul Ursu, care degajează pe partea dreaptă Taciuc. Rămâne pentru moment la minge Robert Bratu, se joacă Băjenaru, vede pe partea dreaptă, urcă Claudiu Juncănaru cu minge la picior, încearcă să trimită în careu, nu reușește, din nou Juncănaru, Băjenaru schimbă jocul pe partea stângă până la Negoiță. Și este aruncare de la margine pentru Braniștea. N-a reușit Negoiță, trebuia să joace un pic mai repede cu Săpunaru, să păstrăm mingea în atac. Degajează Braniștea, Panaite face faul. Îl fautează pe Dumitru, autorul golului din prima repriză al Gălățenilor, din 11 metri. Săvitură Braniștea de la 40 de metri, pe jos. Braniștea în atac. Pasă respinsă de Panaite. Săpunaru trimite cu capul pentru Rogoveanu, din nou Săpunaru. Juncănaru. 1-1, suntem în minutul 7 al celei de-a doua reprize. Atacăm pe dreapta prin Rogoveanu. Rogoveanu obținem aruncare de la margine, resping jucătorii din Braniștea în afara terenului. Nimeni altul ne spune la mine e 2-1. Nu, aici este 1-1. Atacă Braniștea. Pasă pe partea dreaptă, respinge Negoiță. Foarte bine Taciuc. O pasă pe jos pentru Oprea. O minge pe centru Rogoveanu, preluare greșită. Avem mingea, Negoiță, Săpunaru. Gâță e singurul jucător care a jucat la Oțel în prima ligă, le spune Petavius. Da, mulțumim pentru informații, Petavius. Rămâne Rogoveanu la minge, la centru, Băjenaru, Rogoveanu. Nu reușim să păstrăm mingea. Braniștea la minge, la centrul terenului. Acum joacă pe banda stângă. O centrare care au echipei noastre pe colțul lung către Răducan, dar mingea trece peste acesta, Gabi Răducan, capitanul echipei de Unirea Braniștea. Se pregătesc schimbări și la echipa noastră, îl văd pe Cosmin Pasăre la încălzire. Voi reveni cu amănunte, se pregătește să degajeze Sorin Preda, ba nu, preferă o pasă pe jos pentru Robert Bratu. Negoiță. Săpunaru, Negoiță, a fost faltat Săpunaru, s-a executat rapid, Arnăutu, coboară foarte mult Arnăutu să-și ia baloane, iată o diagonală pentru Rogoveanu, ba nu, a urcat Juncănaru, dar mingea iese în afara terenului, aut pentru Braniștea, 1-1 pe stadionul Oțelul, iată și pe președintele secției de fotbal a CSM Focșani 2007, Ionuț Botezatu, în tribunele stadionului Oțelul. Mai sunt și părinți, suporteri, consilier local Cristian Zârnă, Liviu Macovei, domnul Viorel Danilă, de asemenea din partea clubului CSM 2007. Respingem pe partea dreaptă, Taciuc pe centru, iar tras de mână. Reușește Taciuc să-i trimită lui Dragoș Oprea. La marginea grădului de 16 metri.
centrare blocată, revine Dragoș, nu păstrăm balonul, Branișa la minge, Răducan încearcă o pasă și obține o aruncare de la margine, Răducan Gabriel, aruncă lung și Robert Brato reușește în ultimă instanță să rețină balonul, ieșind din apărare pe partea stângă prin Negoiță, Băjenaru, Rogoveanu, Taciuc, trecem la atac pozițional, triplă schimbare la echipa noastră. O pasă al lui Arnăutu pentru Dragoș Oprea, revine Arnăutu și este faultat, acum se va efectua schimbarea. Tripla schimbare, Pasăre, Strătilă și Mazilu intră la Focșani. Iesă Taciuc, Oprea și Băjenaru. Trebuia să-l păstrați pe Brian Lemax, spune Petavius. Chiar dacă a plecat de la Focșani, Brian rămâne în inimile suporterilor focșeneni și vrânceni. Brian, inimă de leu. Iesă Dragoș Oprea, iesă Băjenaru și Taciuc, intră Pasăre, Mazilu și Trătilă. Lovitură liberă executată de Focșani, minutul 12 al celei de-a doua reprize. Rogoveanu trece pe partea stângă, singur Rogoveanu acum în care are 10 metri. Încearcă acolo un dribling finuț, dar nu reușește să se tragă mingea printre picioarele fundașului Gălățean și aruncă de la margine prin Negoiță, care face rapid acest lucru, Rogoveanu. Aruncarea de la margine pentru Focșani. Brian Lemac are obiectiv frumos și la Deva, la fel ca și la Focșani, tot de promovare. Brian Lemac rămâne oricând la Focșani, va veni ca acasă. Atacă Braniștea, Răducan Gabriel, în care reușește să trimită înapoi lui Dumitru, centrare pe colțul lung. Vine Strătil în ajutorul apărării. O pasă pentru Pasăre, dar nu ajunge la acesta balonul. 1-1 aici pe stadionul Oțelul. Scor stabilit încă din prima repriză. 25-25 am scris Dragoș Oprea, al patrulea sau gol în Liga a treia. Și a egalat Dumitru din 11 metri, minutul 40. Urma faultul în care au făcut de Robert Brato. Acum Focșanul la minge, echipa mai în galben, cum vă spuneam, în a doua repriză atacă de la dreapta spre stânga, construiește un nou atac pozițional. Brato, Negoiță, Arnăutu, nu reușește să se trimită lui Rogoveanu și Negoiță face fault. Lovitură liberă, Unirea Braniștea, minutul 14 al celei de-a doua repriză, 1-1. Vreme frumoasă aici pe stadionul Oțelul. Floricele de porumb. Lovitură liberă. Brato respinge pentru moment în doi timp. Negoiță. Braniștea în continuare reușesc să mențină jocul în jumătatea noastră de teren. Cosmin Pasăre se luptă, dar Arnăutu trimite mingea în afara terenului. Deci patru jucători au intrat până acum la Focșani. Mai avem o schimbare. Minge la Ienache și Voicu, fundași centralei gălățenilor, portarul Ursu, Gabriel, degajează. Foarte bine respingem acolo prin Negoiță. Mazilu nu lovește mingea cu capul, probabil a fost orbit de soare. Negoiță împinge în jocul în jumătatea Braniștei. Este offside. La Răducan Gabi, 3 metri offside. Semnalizat de asistentul
Marian Carson din Constanța, brigada formată din centralul Tudorel Părloc, din Cazasul Brăila și Marian Carson Constanța și Erchitan Ionoș Megidia asistență. Mingea la centru pentru Focșeneni, Mazilu, Negoiță, Bratu, cere și primește Arnăutu, ca un veritabil mijlocaș, Strătilă, urcă Juncănaru, îi trece mingea pe picioare acolo lui Hilohi și este aruncare de la margine pentru Galați. Strătilă comentează la decizia asistentului și centralul vine și îl pune la punct. Se rea jocul prin aruncare de la margine pentru unirea Braniștea pe partea stângă. Vă spuneam, la pauză conduce Foresta Suceava la Ceahlău în derbiul serii întâi. Doi conduce Foresta la Piatra Neamț. A marcat Filip. Extraordinar. Foresta demonstrează că este lider autoritar în seria 1. Ceahlăul pe locul 2 deocamdată și condusă cu 2-0 de Foresta în acest moment pe stadionul Ceahlăului. Revenim aici la stadionul Oțelul. O atacă al Focșanului stopat în ultima fază de fundașul Mihai Andrei. Da, Cătă Cătălin ne spune ce zice Ceahlăul Foresta. Mulțumim, Cătă, ne ajuți. Am aflat și noi, avem și noi prieteni în seria 1 de la Sportul Nemțean de Performanță, dar și de la presa din Suceava. Și minge în afara terenului, aude poartă, penalti Ceahlăul. Interesant. La 2-0 pentru Foresta are penalti Ceahlăul. Aici minge la Focșeneni, care trimite pe partea dreaptă, Juncănaru, blocat. Săpunaru, Bratu. Negoiță, Săpunaru. Și o minge foarte bine trimis acolo, dar prea departe pentru Strătilă. Nu mai ajungea Strătilă niciodată această minge. Portarul Ursu o ține la piept, o pune jos acum și degajează cu piciorul până la centru, unde respinge Robert Bratu, care face fault. Robert Bratu a făcut faultul în careu la 11 metri acordat de centralul Părloc, minutul 39, o acțiune prin alunecare în careu, imprudentă și sancționată cu 11 metri din care am și fost egalați. Atacă Braniștea pe partea dreaptă, centrare pe colțul loc, ba nu, este un șut centrare care a căutat poarta. Puțin a trecut mingea pe lângă poarta lui Preda, a șutat Oniciu, Iulian Oniciu. Negoiță trimite în afara terenului, 1-1 în continuare unirea Braniștea CSM Focșani 2007 în etapa a 7-a, în partida de aici de pe stadionul Oțelul, și vedem dacă înscrie 1-2. Am scris Ceahlăul, conduce Foresta cu 2-1 la Petra Neamț. Mazilu, uite pe dreapta la Juncănaru. Strătilă, Mazilu, din nou Strătilă, Săpunaru, Panaite, Bratu. Construim pozițional, plecăm din jumătatea noastră, acum mutăm în jumătatea gălățeană, Rogoveanu. Și este offside, poziție reactivată la Rogoveanu, semnalizare a asistentului Ierchian Ionuș din Megidia.
1-1, Braniștea Focșani. Patrick Petre a scris pentru Charlotte din 11 metri. Conduce Foresta la Piatra Neamț cu 2-1. Aici 1-1. Și degajează din această lovitură liberă portarul Ursu. Minge lungă în care de 16 metri și prinde preda. Minutul 21 al celei de-a doua reprize. Ne apropiem de jumătatea reprizei a doua. Juncănaru. Recuperăm prin Săpunaru. Juncănaru, nu, Strătilă, Mazilu. Și aruncarea de la margine, de la jumătatea terenului pentru Gălățeni. Mazilu a trimis în afara terenului. Patrick Petre a scris din a doua încercare din penaltiul pe care l-a avut mai devreme în întâlnirea cu Foresta Suceava, dar nu mai contează, e gol. Golul e gol. Focșani la minge, Săpunaru, Brato, Negoiță, nu primește Rogoveanu, atacă Braniștea, dar greșește Mihai Andrei, trimite în afara terenului și este aruncarea de la margine pentru Focșani. Brato-i trimite lui Panaite, ne trebuie mai multă încredere pe faza ofensivă. Panaite, Săpunaru, Mazilu, Brato, primește Negoiță, cere Rogoveanu cu partea stângă, Daniel Rogoveanu, centrare pe colțul lung, Arnautu și minge prinsă de Ursu de sub transversală. A trimis Arnautu cu capul, dar nu a avut forța necesară să lovească mingea mai puternic cu capul. Antrenorul echipei gazelor Ionuț Niculțea își consultă ceasul. Suntem trecuți de jumătatea celei din repriza a doua. Și Rogoveanu scoate, ba nu, se dă fault în atac. Lovitură liberă pentru Braniștea de pe partea dreaptă. Executat de Mihai Andrei. Și aruncare de la margine pentru Focșani, 1-1 aici pe stadionul Oțelul. Mingea la centrul terenului. Vasile Catană. Hai Focșani, da, acum e nevoie. Strătilă centrală pe colțul la Rogoveanu. Rogoveanu! Este offside la Rogoveanu, în 7 metri, ce centrare bună a dat Strătilă, dar Daniel Rogoveanu nu a așteptat la timp mingea și a primit-o în poziție de offside. Nerăbdător Daniel și offside. Deși avem o rivalitate cu Brăila, mulți jucători de la Brăila au făcut carieră la Oțelul Galați, Tudoril Pelin, Brătianu, Baldovin sau Drăgoi. De la Focșani a jucat la Oțelul Adrian Toma. Nu numai Adrian Toma, au jucat și Ovidiu Rusu și alți focșeneni la Galați. Dar, într-adevăr, Adrian Toma a fost cel care a jucat foarte multe partide în divizia, în Liga 1. Acum atacă Pasăre și obține, au aruncat la margine un dialog cu videospectatorul gălățean Petavius. Ne bucurăm că avem posibilitatea să purtăm un astfel de dialog fotbalistic. Petavius se vede că este foarte bine pregătit. Iată, Cosmin Pau împins și reușește să se rămână la minge, dar trebuia să dea fault până la urmă. Atacăm, se joacă pe partea stângă și obținem aruncare de la margine la pasa lui Rogoveanu. Va executa Negoiță Adi Toma, în prezent șeful centrului de copii junior la Focșani, fost jucător la Oțelul Galați și Politehnica Găiaș. Corner Focșani. Minutul 25 al celei de-a doua repriză.
Execută Daniel Rogoveanu. Pe colțul scurt. Un foul la Robert Bratu, dar centralul pe loc nu vede. Daniel Rogoveanu urmează a doua centrare. Nu reușim să păstrăm balonul acolo și gălățenii reușesc să iasă pe contra. Nu, îi blochează Arnăutu. Minge lungă. Se dau lupte acolo. Respinge Negoiță. Mazilu trimite pe dreapta Juncănaru și liniștim jocul. Ba nu, Strătila i-a trimis lui Juncănaru, care este acum la minge. Săpunaru întoarce jocul. Mazilu. Și faultat Daniel Rogoveanu la jumătatea terenului. Schimbare la Focșean, ultima schimbare la Focșean, iese de pe teren Arnăutu și intră Ciprian Petre. Da, antrenorul Marius Bratu și Cristian Naciu fac ultima schimbare la Focșean. Intră Ciprian Petre, fostul jucător al Buzăului, dar și al Focșeanului, al Mediașului. Ultima schimbare a cincea pentru Focșean. Atacăm prin Săpunaru. Pasăre. Cere și primește Pasăre din 1-2. Ursu! Ce greșește Ursu? Intimită la Pasăre, nu s-a așteptat Pasăre să primească această minge în un atac, Daniel Rogoveanu. În magia care au de 16 metri. Și este lovitură liberă pentru Focșean, lovitură liberă pe care a obținut-o Daniel Rogoveanu la marginea care au de 16 metri. Ce minge primește Pasăre de la portarul Ursu? Da, așa este, Florin Budescu, au mai jucat și Aurel Pastia și Țolea. Pe vremea când era FCM Galați sau Constructul Galați. S-a urmărit această lovitură liberă, Rogoveanu, în 6 metri. Și fault în atac, făcut de Panaite. Fault în atac. Lovitură liberă pentru Braniștea. Minutul 28, 1-1 în continuare la Galați, în întâlnirea dintre Uniunea Braniștea și cele Focșean. Schimbare la Gălățeni. Intră Spânache și Postelnicu. Și părăsesc terenul. Deci intră Spânache și Postelnicu. Și au ieșit Voicu și Voicu și Dumitru, autorul golului din 11 metri. Antrenorul Ionuț Niculcea în prim plan acum. Și degajează Ursu. Resping gălățenii spre poarta echipei noastre. Lupte grele acolo la jumătatea terenului. Rogoveanu rămâne la minge. Acum o pasă pe partea dreaptă pentru Strătile. Este offside. Din păcate, pasa a fost prea târzie sau Sorin a plecat puțin mai repede. De asemenea, președintele de club la Oțelul a fost focșeanul Narcis Răducan. De ce nu l-a duce spre Răducan la conducerea clubului din Focșean? Pentru că e foarte capabil. Da. Petarius, aici ai dreptate. Dacă te uiți un pic sau dacă n-ai avut timp până acum și o să citezi ziarul Sportul de Vrancea, noi chiar l-am propus ca cetățean de onoare al municipiului Focșean, datorită calităților care le are acum Braniște în atac. Să urmărim această fază acolo, Gabriel Răducanu, la minge, la mărgea carierului de 16 metri. Rămâne la minge Răducanu și cartonaș galben pentru Panaite. Ba nu, roșu, nu? Nu, cartonaș galben Bogdan Panaite și corner pentru Braniștea. Minutul
30 al celei de-a doua reprize. Cristian Naciu, pe banca tehnică a echipei noastre, spuneam, Marius Bratu este suspendat și în această etapă, în urma celor două etape suspendare, cartonașul roșu pe care l-a obținut la Aerostar. Să ne urmărim această lovitură de colț pentru Branișa pe partea dreaptă, pe colțul scurt, o deviere, minge la Focșeneni, cu 11 metri, extraordinar. Fauturi în care al doilea a făcut de Săpunaru, minutul 31. Minutul 31. Faultează și Săpunaru, care după ce în prima repriză a faultat Robert Bratu. Două lovituri de 11 metri, extraordinar. Minutul 31 de la a doua repriză, 76. Gabriel Răducanu din 11 metri. Al doilea foul făcut în careu, de data asta de Săpunaru, aduce al doilea 11 metri. 2-1. Incredibil. Mai avem aproape 15 minute. Vedem că mai luăm niște cartonași acum. Mădălin Predoi. Cartonaș galben. Se rea jocul. 2-1 pentru Branișa din minutul 76. 31 al celei de-a doua reprize. Greșește Claudiu Juncănaru și au out gălățenii. Branișa, când strigau suporterii gălățenii Unirea, hai Unirea, m-am reamintit scandările galeriei Focșenene cu ani în urmă, hai Unirea, hai Unirea Focșeni. Nu, aici e Unirea Branișa care conduce cu 2-1. Neașteptat, sincer, din punctul meu de vedere, o acțiune la centru teren acolo, Ciprian Petre, o altercație cu un jucător gălățean. Probabil jucătorul respectiv nu ține cont de CV-ul lui Ciprian Petre. Ricora, partenerul SDVTV alături de mai vechi parteneri UmoServ și Virula Internațional, vă invită să rămâneți în continuare alături de SDVTV, canalul de YouTube pe care vă puteți abona gratuit. Încă aproximativ 15 minute din această partidă. Va reuși Focșeanu să egalize și să câștige? Vom vedea în aceste următoare aproximativ 15 minute. Atacă Focșan, Negoiță. Mazilu. Nu este aur. Negoiță. Ciprian Petre. Rămâne la minge. Și aruncare de la margine Focșan. Mazilu. Negoiță. Faultat de Negoiță. SDVTV și ziarul Sportul de Franța mulțumesc încă o dată lui Vasile Vrânceanu, managerul echipei de fotbal de Rogoveanu, care de 16 metri atacă Focșeanu. În loc să dea 11 metri, centralul dă fault în atac, dă simulare și cartonaș galben Rogoveanu.
nu știu, sincer, fotbalistic vorbind, posesor de licență UEFA, pot să mă exprim că a fost 11 metri, dar de acolo, din iarbă, dacă centralul Părloc a văzut lucrul acesta, dreptate are domnul Părloc din Cajasu Brăila, Tudorel Părloc, centralul acestei partide. Nu mai contează, faptul este irosit de acum. Scorul este 2-1 pentru Branișa. Atacă Branișa pe partea dreaptă, respinge Juncănaru în afara terenului. Aut pentru Gălățeni, 2-1. 2-1 pentru Unirea Braniștea din minutul 76. Un șut periculos, puțin peste poarta lui Preda, a fost un șut centrare, dar mai mult șut decât centrare. Minge la Robert Bratu. Minutul 37 al celei de-a doua reprize, o diagonală pentru Sorin Strătilă. Greșește Sorin Strătilă, această pasă pentru Ciprian Petre. Gabi Răducanu se întoarce, cel care a scris al doilea gol al Unirii Branișa din 11 metri. Iată, Branișa are două goluri din două lovituri de la 11 metri. Și minge în afara terenului, out pentru Gălățeni. Iuliana Daniela Pasăre spune: hai Focșani, că se poate, așa e, Daniela, să sperăm că vom putea măcar egala. Recuperăm, trimite pe partea dreaptă la Strătilă, blocat Strătilă și cartonaș galben pentru un jucător gălățean. Da, este Răducan Gabriel, căptanul echipei. Cartonaș galben, minutul 38 al celei de-a doua reprize. Se reia jocul, Bratu. Panaite trimite lung pe partea dreaptă pentru Strătilă. Juncănaru rămâne la minge. Strătilă. Strătilă pe partea dreaptă. Centrare blocată. O minge care îl căuta pe Rogoveanu. Corner Focșani. Ungureanu Dragoș. Da, suntem conduși, Dragoș, cu 2-1 din minutul 76, din două goluri primite din 11 metri ambele. Corner Focșani, execută Ciprian Petre, minutul 39 al celei de-a doua reprize. Corner pe scurt. Rogoveanu. Șut Rogoveanu. Blocat acolo, mingea se ducea în colțul lung. Petre. Centrare Petre. Și este faultat Robert Bratu, dar centralul se duce la el. Nu. Panaite. Panaite a fost la originea acestui șut peste poarta lui Ursu. Nu a dat fault. Primii de la coadă. Degajează portarul Ursu. Braniște în atac. Pe partea stângă Rogoveanu trimite acasă Juncănaru, mă iertați, portarului Preda. Schimbă jocul cu Negoiță. Aruncând de la margine. Crampe musculare pentru un jucător gălățean, e normal. La 2-1 să te apuce crampele. S-a reluat jocul pe partea dreaptă, Juncănaru.
Atacăm pe partea dreaptă. Centrare. Și corner Focșean. Minutul 41 al celei de-a doua reprize. Va executa Ciprian Petre, jucătorul care are crampe musculare, Oniciu, de la Branistea. Oniciu. Corner Focșean, execută Ciprian Petre. Mazilu, Dogoveanu, centrarea Dogoveanu pentru Pasăre, dar respingă Galățenii. O minge de urmărire. Săpunaru. Aruncare de la margine pentru Focșean, minutul 42 al celei de-a doua reprize. Ne apropiem, suntem în ultimele 5 minute ale meciului. Atacă Focșeanul, resping jucătorii de la Unirea Braniștea. Foresta conduce la Piatra Neamț cu 3-1. Bratu, Panaite. Minge trimisă spre careul nostru. Minge la centru, Branistea la minge, recuperăm. Ciprian Petre. Negoiță greșește pasul acolo. Mihai Andrei a recuperat și trimite o diagonală pe partea stângă, recuperăm prin Juncănaru. Panaite. Bratu. Și minge în afara terenului trimisă de Bratu. Schimbare la Braniștea, ultima cred. Intră numărul 11, Popa Dragoș. Și n-am mai văzut cine a ieșit acum. Gălățenii care îl cunosc. Strătiră luată în brațe și tras la pământ, acolo cartonaș galben. Dar ce mai contează un cartonaș galben când mai sunt 3 minute, poate, până la prelungirile, dacă le va arăta centralul partidei din Cazasul Brăila, Tudorel Pârloc. Focșean un atac lovitor liberă de la 45 de metri de pe partea dreaptă. Ciprian Petre, Juncănaru, Săpunaru. O minge lungă pentru Rogoveanu, resping Gălățenii. Ciprian Petre. Minge în careu pentru Rogoveanu. Și fault în atac făcut de Daniel Rogoveanu. Ciprian Dorofte. Ba da, se poate, nu se poate așa ceva, spune Ciprian Dorofte. Avem nevoie de galerie, Ciprian. Brigada Vrancea, care cânta cu ani în urmă la meciurile de fotbal, a dispărut, nu mai cântă. Uite că se poate, conduce Branișa cu 2-1, minutul 44, intrăm în ultimul minut regulamentar a acestei partide. Degajează Ursu. Negoiță. Și Mihai Andrei trimite în afara terenului, out. Trimite, nu în afara terenului, a trimis peste peluză, peste tribuna întâi, minge în parcare. Aruncă Negoiță, Bratu. Săpunaru. Două mingi în teren. A intrat și a doua minge. Minge în teren. Minge de arbitru, acordată de centralul Tudorel Pârlog din Brăila. Yes,
Rato, Panaite, Bratu. A doua minge trimisă în afara terenului de Bratu, azi nu a fost în apele lui. Out pentru Branișa, care bineînțeles că nu se grăbesc. Un jucător gălățean întins pe gazon. E normal la scorul ăsta să tragă de timp, pentru că suntem în minutul 90. Să vedem dacă va arăta prelungit centralul Părlog. Deocamdată n-am observat. Suntem în ultimele secunde reglementare. Mingea ajunge la portarul echipei noastre, Preda, Panaite. Minge de urmărire pentru Rogoveanu. Respinge Mihai Andrei. Out Focșan. Nu se arată prelungiri deocamdată. Ciprian Petre. Blocat Ciprian Petre. Panaite. O nouă minge de urmărire. Respinge Voicu. Minge trimise în scopul de a trece timpul. Nu cred că vă mai vor da prelungiri și va fluiera sfârșitul partidei. Așa am de impresia centralul Părlog. Săpunaru. Negoiță. Panaite, o diagonală, urcă Bratu în atac. Capitanul echipei noastre a urcat vârf de atac. Respinge prin Juncănaru, Strătilă. Fault. Faulta Strătilă pe partea dreaptă. Execută Ciprian Petre în careu. Negoiță recentrează. Se dă fault în atac. Strătilă. Nu, pasăre. Un jucător gălățean a căzut din nou pe iarbă. E frumos aici la stadionul Oțel. Un gazon foarte bun. Un teren bine îngrijit. Un teren de Liga a doua, fost teren de Liga 1. O plăcere să joci pe asemenea stadion. 2-1 pentru Braniștea, minutul 90. Degajează Ursu. Bratu. Juncănaru. O minge lungă pentru Ciprian Petre. Deposedat de Răducan. Răducan la minge. Trebuie de partea stângă. Branișa în atac. Pe partea stângă. Și obțin cornerul. Asta a și vrut Răducan. A tras în Săpunaru și a obținut cornerul. Corner Branișa. Deci Branișa în atac pe final de meci. Da. Nici videospectatorilor noștri nu le vine să creadă, nici nouă, dar ăsta este scorul. Au de poartă, arată Părlog. Panaite. Se uită la ceas Părlog. Negoiță, o minge lungă pentru pasăre. Și fluier final. Incredibil. Incredibil, bucurie mare pe banca Braniștei. Incredibil, dar adevărat. Ce pot să spun? Normal că nu diger bine acest rezultat. Aveam nevoie de 3 puncte. Dar din păcate nu reușim să scoatem nici măcar unul. Am condus cu 1-0 prin golul lui Dragoș Oprea, minutul 25. Am fost egalați într-o lovitură de la 11 metri, minutul 40 de Dumitru, iar în a doua repriză o nouă lovitură de la 11 metri a făcut să pierdem toate cele 3 puncte de azi.
Este prima înfrângere din acest campionat, după ce în prima etapă am făcut un meci egal la Metal, astăzi pierdem. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, SDBTV împreună cu Ricora, Umo Serv și Viorela Internațional, vă mulțumim frumos pentru atenție. Mulțumim celor care ne-au urmărit din județul Vrancea și din județul Galați, din județele Vrancea și Galați. Vă urăm weekend plăcut și hai Focșani în continuare până la capăt. Ne revedem pe SDBTV. Vă invităm să vă abonați cei care încă nu ați făcut-o la canalul de YouTube SDBTV. O puteți face gratuit și vă mulțumim anticipat. De aici, de la stadionul Oțelul, toate cele bune. Pe curând!